Te-ai gândit la cum va fi când vei deveni mamă? Nu, să știi că nu mă gândesc foarte mult la asta, în sensul că este un plan de viitor, dar știindu-mă destul de bine cum gândesc, cum sunt, știu că voi fi o mamă extraordinară. Pur și simplu extraordinară, pentru că, da, cu siguranță voi avea cerințe mari în sensul de, față de mine în primul rând, să le ofer copiilor mei o educație excepțională, să știu că o să aibă niște valori frumoase, că o să fie copii inteligenți, copii care o să știe pur și simplu să interacționeze și să se integreze în societate într-un mod cât mai frumos, cât mai echilibrat și să împrăște iubire. Educația pe care tu ai avut-o, o vei da și tu mai departe, că știi cum este. Până la urmă, ceea ce învățăm de la părinți este lege. Plus și pe lângă asta, știi cum se mai spune, că atunci când nu-ți place ceva din educația pe care ai primit-o tu la rând, nu vei aplica și tu la rândul tău față de copiii tăi, tocmai din dorința de a nu perpetua, poate, eventuale traume cu care te-ai combătut, da, pe care le-ai purtat tu de-a lungul vieții. Asta este cel mai frumos sfat pe care ți l-a dat, cel mai bun sfat pe care ți l-a dat mama ta și chiar și tatăl tău? Mama mi-a dat două. Adică erau, de fapt, două motouri, să zic așa, pentru noi. Și de cele mai multe ori îmi spunea că tot ce se întâmplă este spre bine. Și celălalt lucru era ce este al tău e pus deoparte. Și să știi că asta îți dă un fel de, cumva, o speranță și o dorință și, de fapt, speranța în mare parte că totuși lucrurile chiar se vor pune la locul lor, la momentul potrivit și că Dumnezeu, într-adevăr, te iubește și te are în pază și va ști cel mai bine ce este cel mai ok pentru tine.